Este foarte interesant, discutam aseară cu fratele păstor, că aici este un timp prezent când spune aici, zice, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus, este harul care vă este adus la arătarea lui Hristos. Dar este un, este un, un paradox într-un fel. Cum să fie harul adus acum la arătarea lui Hristos? Este un prezent acolo. Dar fiindcă vorbește despre arătarea lui Hristos, s-o tradus la viitor. Că n-are cum să fie dat harul acum la arătarea lui Hristos atunci. Da? Pare o contradicție în termeni, dar nu este o contradicție în termeni. Știți de ce? Așa ar trebui să sune textul. Harul care vă este adus la arătarea lui Hristos. Știți de ce? Pentru că pentru creștinii din primul veac, venirea Domnului era iminentă. Ei se așteptau acum să fie venirea Domnului. Acum. Și îi spune, puneți nădejdea în harul care imediat o să fie adus la arătarea Domnului Iisus. La revelarea, este termenul apocalipsa lui Iisus Hristos. Descoperirea, revelarea Domnului Iisus Hristos. Pentru ei venirea Domnului era iminentă. Pentru ei, ei erau încurajați. Petru vorbește foarte mult despre persecuție, despre un creștinism care era persecutat. Pentru ei care trăiau în persecuție, iminența venirii Domnului i-a ajutat să mai meargă. Domnul vine oricum imediat. Imediat să încheie toată treaba și face Domnul Iisus ordine și disciplină în universul ăsta, nu e niciun fel de problemă. Mergem înainte, Domnule. Pentru ei venirea Domnului era iminentă și de asta au putut să trăiască așa cum au trăit. Pentru că era iminentă venirea Domnului pentru el. Da? Încrederea lor este în harul care urma imediat să le fie dat. Imediat să le fie dat. Și vedeți, dumneavoastră, zice Pavel, prin har suntem mântuiți prin credință și Petru spune că prin har suntem și proslăviți. Dar nu e la balanță, e prin har, harul care vă... La final, cum ne primește Dumnezeu la final? Ia să vedem, Sorin, faptele la control. Scoate și aia că ai făcut-o, vezi că o știu. Da? Da? Bă, voi îmi luați cu șmecheri, lasă că scoate-o cărțile mele. Fii atent aici. Pac, pac. Ba, oleu, ce e aici? Unii așa și imaginează arătarea lui Hristos. O zi de groază pentru toți creștinii. O zi de mare groază. El zice că arătarea lui Hristos este o arătare cu har. Eu sper, nu în judecata de la arătarea lui Hristos, ci sper în harul de la arătarea lui Hristos. Nu sper în mânia lui Dumnezeu de la arătarea lui Hristos, ci sper în harul lui Dumnezeu la arătarea lui Iisus Hristos. Eu nu sunt un om al lumii, eu sper mântuirea mea începută prin har, continuată prin har și este finalizată nu prin balanță, nu prin judecată, ci este finalizată prin har. Că dacă nu era finalizată prin har, îți spunea, ai grijă, vine judecata. Ha-ha! S-o iei tu, ați trăit cu... Vă luați voi imediat. Sperați în judecata lui Dumnezeu care vă va fi arătată la arătarea Domnului Iisus. Sperați în condamnare, sperați în învinovățire, sperați în muștruluiala pe care o să vă dea Dumnezeu, o să vă ia în cer. Dar o să vă dea o muștruluială serioasă, o să vă orechească puțin la arătarea lui Iisus Hristos. Nu așa spune. Spune să sperie în har. Har de la început până la final. Mântuirea este har mântuitor, prin harul mântuitor, harul perseverenței, harul sfințeniei, harul glorificării. De la început și până la final este prin har. Dar vedeți, harul este legat de o persoană. Zice, harul ne este arătat, ne este dat la arătarea Domnului Iisus. Noi obișnim și trebuie să corectăm limbajul ăsta greșit. Zice, am avut har. Dar nu ne gândim că l-a avut pe Hristos. A avut har. Zice, eu mers gura, a avut carism, a avut har. El spune că harul ne este dat în legătură cu Domnul Iisus. Harul ne este dat la arătarea lui Iisus Hristos. Dacă în predica unui om, dacă în discursul unui om s-a văzut Hristos, dragostea lui pentru Hristos, s-a văzut frumusețea Domnului Iisus Hristos, cel mai probabil că a avut har. Dacă nu a fost Hristos pe acolo, poate să fi spus o grămadă de brizbrizuri și bazaconii care ți-au gâdilat urechile, dar nu a fost har. A fost altceva. A fost un discurs construit bine, a fost multe lucruri, dar nu a fost har. Harul este legat de persoana Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă spun lucrul acesta. Dacă noi am avea în sufletele noastre împământenită și în rădăcinare această speranță în arătare iminentă a Domnului Iisus Hristos, viața noastră s-ar transforma complet. Vă dau numai niște exemple. Cum mergeau frații și surorile la lucru pe vremea comuniștilor, că nu trebuia te lăsa să stai prea mult cu prunci acasă și cum era, n-o duceam foarte bine și era sărăcie, mai vinea unul cu un borcan de șuruburi, unul un borcan de... la ce lucra, da? Un borcan de dero, acolo o plăsuță, una alta, unul și-a construit casă. Câte o cărămidă și-a făcut casă pe vremea aceea, da? Fiecare cum s-a descurcat. Imaginează-ți că Domnul venea atunci, când tu dosai acolo, nu se uita nimeni și dosai cărămida. Și Domnul venea, ce faci, mă? Scoate cărămida înapoi, mă. O venit venirea Domnului. Ce cauți? Tu te apuci de construit acum, mă? S
Sau imaginează-ți copilul care și el e pocăit și el crede în Domnul Iisus, se duce la școală, dar e o teză în aia periculoasă. Bă, tată, n-ai cum să înveți atâta pentru teza aia. Și stă cu caietelul acolo, da? Și vine Domnul. De ce cauți caietul sub bancă? Nu, gândiți-vă cât de penibil te-ai simțit. Nu credeți că ar transforma complet viața noastră arătarea Domnului Iisus Hristos? Dacă am crede în arătarea iminentă a Domnului Iisus. Bă, când vine să-i zic una la ăsta acum, dacă ar veni Domnul atunci, ei mi-ai spune? În realitate, eu cred că evanghelismul postmodern nu mai crede în venirea Domnului Iisus. În realitate, practic vorbind. În capul lor este ideea venirii Domnului Iisus. Dar nu este o ancorare, nu este o așteptare, înțelegeți? Nu este o anticipare. Vine! Bă, nu veni Domnul dimineața să te trezești cu... Bă, sigur, până de seară vine. Să fie o așteptare continuă. N-are cum, Domnule, mă, să nu... Asta i-a ajutat pe ei să trăiască așa cum au trecut. Să trăiască așa cum au trăit. S-au dus în arenele romane. Ce mare brânză cu leul ăsta, mă, vine mai repede, că oricum vine Domnul imediat. Acum am 2-3 zile, gata, s-a încheiat totul. Mare brânză că am vom mânca de leu. Că am vom mânca de leu sau m-a luat Domnul așa direct, mare lucru nu e. Am ajuns mai repede decât ăștia alți cu 3 zile. Mă bucur mai mult decât ei de prezența Domnului Iisus. Pentru ei, arătarea iminentă a Domnului Iisus Hristos cu har și binecuvântare a fost un lucru care a făcut să trăiască așa cum au trăit. De asta Petru pune asta în capul listei. Nu te gândi la perseverență. A, să nu fac aia, n-am voie să mă uit la aia, n-am voie să mă joc acolo, eu n-am voie să fac asta, un fel de abstinență în asta monastică, evanghelică pe pământ. Eu, noi n-avem voie, da? M-aș duce și eu, dar noi n-avem voie, noi pocăiți n-avem voie. Nu zice, zice, domnule, speră în harul care ți este, dar la arătare iminentă a Domnului Iisus. Și viața ta e transformată complet. Dacă nu pornești în felul acesta și sari peste lucrul acesta, nu este o viață evanghelică autentică. Nu este una autentică. Este o chinuială de pocăit. Este o chinuială de pocăit. Vedeți, dumneavoastră, era poate frumos dacă era tradus termenul de aici, arătarea Domnului Iisus, așa cum e în original, Apocalipsa Domnului Iisus. Când vă gândiți la Apocalipsa, la ce vă gândiți? La niște evenimente din astea cataclismice, nu? Petru nu asta spune. Spune că la Apocalipsa, harul care va fi arătat în Apocalipsa Domnului Iisus, cam așa e. Zice că Apocalipsa pentru noi este o apocalipsă a harului. Nu este apocalipsa mâniei. A, este în apocalipsă o perioadă de mânie pentru oamenii lumii acestea, dar pentru noi este o apocalipsă a harului. Pentru noi apocalipsa are ceva tainic în ea, ceva cifrat în ea. Sunt niște din ăștia super experți care găsesc prin Biblie tot felul de coduri și de chestii complicate, le descălcesc ei acolo și ne scot nouă tot felul de artificii din astea de care noi ne bucurăm așa și ne uităm la ele ca la mașini străine, da? Petru nu spune asta. Petru spune că Apocalipsa este o revelare. Asta înseamnă Apocalipsa, nu înseamnă ascunderea lucrurilor, ci înseamnă revelarea Apocalipsa, înseamnă descoperire. Deci Apocalipsa lui Iisus Hristos. Apocalipsa nu este despre niște evenimente, ci este despre o persoană. Citiți toată Apocalipsa. Apocalipsa nu este despre evenimente cataclismice, ci este despre o revelare a mâniei mielului față de o lume împietrită și nepocăită. Este o persoană acolo. Oamenii mai degrabă ar vorbi despre evenimentele din Apocalipsa pentru că nu le place Hristosul din Apocalipsa. Care este un Hristos care își revelează mânia și care judecă. A, noi nu suntem obișnuiți, noi suntem obișnuiți cu Hristosul ăsta blândoc, blond, așa cu ochi albaștri care bate la ușa inimii, nu mă las să intru în inima ta. Nu sunt obișnuiți, citește tata Apocalipsa. Ăla e Hristos, Apocalipsa este despre revelarea unei persoane, a mâniei acestei persoane față de o lume întunecată, rebelă, răzvrătită, care nu vrea să se pocăiască. Dar pentru noi credincioși și pentru biserica Apocalipsa, faza inițială a Apocalipsei este o apocalipsă a harului. O descoperire a persoanei Domnului Iisus Hristos cu har pentru noi, cu har. Deci fie mânie, fie har. Noi suntem provocați în dimineața aceasta să sperăm în harul care ne va fi dat în Apocalipsa, în descoperirea Domnului Iisus Hristos. Deci, pe ce Petru spune să sperăm? Și repet, totul începe de aici. Dacă mintea nu e înnoită și nu înțelegi cine ești în Hristos, dacă nu ești conectat, cum spune, să fii treaz la realitatea ultimă, adevărată, realitatea realităților, dacă nu trăiești cu în suflet având înrădăcinată această anticipare a venirii iminente, nu a venirii Domnului, a venirii iminente a Domnului, adică poate să vină acum, dacă nu trăiești în felul acesta, toate celelalte lucruri vor fi un chin. La propriu vor fi un chin. Te chinuiești. Dar dacă sunt lucrurile astea înrădăcinate bine în inimă, perseverența în har este ceva ce curge de la sine.